Salutare, salutare, bine ați venit la un nou videoclip. Americanul vă salută. Ce faceți voi? Întotdeauna americanul pus pe treabă, sport, zi de zi, după cum vedeți, sala este plină, este plin de oameni aici și bineînțeles, toată lumea face sport în jurul americanului, priviți, trage de fiare, trage de fiare, haide, haide, trage de fiare. Deci, se pare că nu mă aude nimeni. Deci, sunt singur la sala astăzi, din păcate, dar sperăm să vină mai multă lume pentru că este plecat în Dubai, este plecat în vacanță, dar uitați că eu sunt singur aici. Deci pot să trag de fare liniștit și pot să fac brațul de 100 de centimetri. Deci stați acolo în Dubai, că americanul face treaba aici. Se antrenează singur. Mă antrenez singur aici, ce să fac? Am ieșit un pic să fac un pic de antrenament, pentru că eu ies aproape în fiecare seară la alergat. Alerg aproape 5-6 km pe seară, pentru că este foarte bine ca americanul să alerge, nu să stea în pat, să doarmă cu mâinile pe telefoane, pe calculatoare. Am zis să le las deoparte, pentru că n-am nevoie de ele. Am zis să le arunc în coșul de pubelă, pentru că nu mă pasionează. Le arunc pe toate, la gunoi și, bineînțeles, sportul rămâne în cariera americanului și, bineînțeles, orice sport americanul îi dă valoare. Dar am ieșit un pic aici ca să vă pot spune ceva despre antrenamentul care îl face americanul. După cum vedeți, americanul acum se antrenează. Am ieșit un pic să fac încălzirea, pentru că eu când ies la antrenament, întotdeauna 10 minute, 20 de minute, eu fac încălzire. Și bineînțeles, nu mă las bătut. Fac încălzire timp de 10-15 minute și, bineînțeles, antrenamentul urmează la maxim 20 de minute, 30 de minute după ce am făcut încălzirea. Dar eu fac încălzire prima dată, pentru că dacă nu fac încălzirea, apoi am dureri de cap, de închieturi, de oase și, bineînțeles, nu este bine. Întotdeauna, când mergeți și voi și faceți sport afară, în aer liber, întotdeauna să faceți încălzirea. Pentru că febra este cu voi tot timpul și, bineînțeles, apoi o să aveți probleme. Deci, americanul cu această problemă se întâmplă, îmi este cam silă să fac încălzirea, dar n-am ce face. Sport fără încălzire niciodată nu se poate în această țară, în această lume. Deci nu aveți cum să faceți sportul fără încălzire. Și, bineînțeles, această sală de fitness, bineînțeles, nu mă antrenez aici. Aici vin și alerg. Aici doar mă încălzesc un pic pentru că am nevoie de încălzire totală. Și, bineînțeles, la final merg și trag de fiare acolo în zona cealaltă. O să vă arăt mai încolo. Dar acum o să vorbim despre încălzire, pentru că mi-a pus cineva o întrebare pe YouTube, pentru că, nu știu, pare cam sinistră întrebarea aia, nu știu cum a zis, o să pun eu aici în videoclip, ci că tu nu te antrenezi și nu faci încălzire. Pe odată ce am pus videoclipul și m-am antrenat și încălzirea am făcut-o prima oară, apoi eu m-am antrenat, dar nu am pus și partea cu încălzirea. Atunci poate nu și-a dat seama că eu am făcut încălzirea, dar o să pun și partea cu încălzirea, nu este problemă. Și, bineînțeles, revenind la partea asta cu încălzirea, fraților, întotdeauna încălzirea este importantă într-un antrenament. V-am spus de ce este importantă, pentru că dacă nu faceți încălzire, nu e șanse ca corpul vostru să fie încălzit la maxim. Corpul este rece. Exact ca un fier, cum îl bagi în sobă, apoi el se roșește și apoi tu poți să îi dai orice formă. Așa și la corp. Ai încălzit corpul, apoi alergi cât poți pe o distanță de 200-300 de kilometri și apoi poți să faci liniștit următorul antrenament. Deci, haideți să vă spun și antrenamentul meu, că tot așa mi-a pus cineva o întrebare. Ce antrenamente fac eu? Eu mă ocup cu flătările mai mult și cu tracțiunile pe bară.
automat îmi ridic și greutăți. Este ceva deosebit. Flătările, oricum 200-300 de bucăți le fac pe serie. Și bineînțeles, seria atinge 50-50, 30-40, 60, depinde de situație. Depinde cum sunt în apele mele. Dar niciodată nu lipsește flătările, pentru că flătările face brațul fenomenal. Și bineînțeles, genoflexiunile. Ele sunt partea cea mai bună din antrenament. Deci am mai multe stiluri de antrenament care eu l-am preferat. Și bineînțeles, nu l-am lăsat niciodată la pământ. Adică să-l las în urmă și să vin să mă apuc decât de tracțiuni la bară și să nu mai fac flătări. Automat mă apuc de tot antrenamentul și bineînțeles până la final eu îl termin. Mă înțelegeți? Durează aproape chiar și o oră, dar într-o oră vreau să vă spun că este totul ok. Deci aveți timp maxim într-o oră să faceți un antrenament destul de ok. Păi de exemplu, 10-15 minute faceți încălzire. Încălzire, că automat în 15 minute faceți o încălzire destul de deosebită. Apoi puteți să faceți o serie de flătări de 200, apoi genoflexiuni 200, abdomene puteți să faceți 200, 600 de trageri. Ați văzut? Automat mai adăugați pe lângă flotări, antrenamente, abdomene, genoflexiuni și alte antrenamente și la bară și automat faceți un antrenament deosebit. Deci puteți să vă formați și brațul prin flotări, genoflexiuni, abdomene, pentru că asta este sculptarea omului. Deci puteți să faceți antrenament periculos, bun și bineînțeles nu trebuie să săltați 6 milioane de fiare pentru că să faceți brațul fantomă, știți? Deci, pentru cei care nu s-au apucat de sală, să apuce și să meargă la antrenamente și, bineînțeles, să înceapă cu încălzirea. Timp de 10 minute, 15 minute încălzire și apoi să facă flătări, genoflexiuni, abdomene, la bară, tracțiuni, cât mai multe tracțiuni la bară și apoi o să vadă exemplu după 2-3 luni, pentru că este super ok. Din prima niciodată n-ai să vezi rezultat, pentru că dacă tragi o zi, două, așa nu. Reglează, fă-ți un antrenament al tău, la două zile să mergi la antrenament, o oră pe zi, și în fiecare zi, deci nu este exclus. Puteți să mergeți în fiecare zi la antrenament, deci nicio problemă. Deci puteți să faceți antrenament zi de zi. Zi de zi este recomandat, de luni până vineri și de luni până sâmbătă. Duminica puteți să vă relaxați. Și bineînțeles, antrenamentul poate să dureze și o oră jumate. Dacă vreți să vă antrenați timp de o oră jumate, puteți să vă antrenați. Acum nu o să-mi fac antrenament, doar am vorbit. O să mă vedeți când o să fac antrenamente. Și bineînțeles, și aparatele acestea sunt de încălzire, după cum vedeți. Dar nu este nimeni, toți singuri sunt aici. Și bineînțeles, pe perioada pandemiei nu prea mai este lumea, pentru că stă în case și bineînțeles, lumea nu le pasă să iasă chiar acum, dar fiecare face sport acasă, pe bloc, unde apucă. Ok, cam acesta a fost subiectul de astăzi. Americanul vă salută, dați acolo un like la Americanul și bineînțeles, următoarele videoclipuri o să urmeze cu sport gigantic aici la Americanul și bineînțeles, o să vă prezint în următorul videoclip, o să vă prezint un antrenament special. Cum se face flătările, genoflexiunile, abdomenul și bineînțeles, tracțiuni la bară. Ca să vă formați un corp șmecher. Înțelegeți? Pentru că mulți mi-au pus întrebări cum vreau să cum formez și o braț, cum etc, etc. Deci, în următorul videoclip o să vedeți antrenamentul cu pașii barosanului Americanul. Ok, salutare, Americanul vă salută și toate cele bune. Goodbye!